Astăzi, cine sare mai departe pe această mega rampă va câștiga un milion de dolari în GTA și avem aici frumos rampa care e făcută din bucățele, să fie clar, să fie frumos și după ce ajungem jos aici frumos avem încă o rampă care trebuie să ne arunce prin cele 3 cauciuce, bă, 3 cauciucuri, nu cauciuce, dar am zis așa, da, și voi, like, dacă mai vreți să vedeți episodul de ce gen și dăm direct drumul la treabă pentru că avem elicia mortală și la final avem departajarea, adică 570. Opa, stai un pic Așa, 500, 700, 900 și 1000 Ei, practic Cine ajunge la 1000 va câștiga un milion de dolari Avem aici mașinile recomandate Uitați-le un pic cum arată Deci până aici sunt mașinile recomandate Cu care cica ar trebui să testăm această rampă Și vom testa cu ele Pentru că văd că sunt mașini destul de tari, sincer Și este și Zentorno Adică e ce trebuie, asta e clar Vreau să scrieți chiar acum în comentarii Care dintre aceste... 2, 4, 6, 8, 10 mașini, bă Va trece mai departe, dar mai avem și ce vehicule puse de noi Adică, un scooter, o motocicletă Deci, practic, sunt 12, 13, 14, 15 Deci, vreau să spuneți care dintre aceste vehicule Va reuși să ajungă cel mai departe Bă, eu, sincer, în momentul de față vreau să îmi pun pariu pe mașina asta portocalie Pentru că știți că mie îmi place portocaliu Și nu, nu o să începem cu ea O să începem chiar cu prima mașină de aici din față Care... Hai să luăm pasta, Pasta că seamănă cu Bugatti. Bugatti Maserati. Ia. 3 2 1 Startini. I-am dat. Mă duc forța. Mamă, mamă, stai că începem să sărim. Mă, bă! bă! Mamă, ce ai făcut coștini că nu mai mama, bă, vezi că contează manevrabilitatea și astea la mașinile astea aici Adică, pe bune, dacă mașina nu-i bună și nu-i manevrabilă, n-am ce să-i fac Mamă, s-a dus asta Asta n-are nicio șansă să ajungă departe Departe pe Marte Bă, măcar n-a căzut pe între... A, ah, am vorbit-o prea devreme A căzut, fraților Ok, mai încercăm o dată cu ea Pentru că probabil am făcut noi ceva greșit Nu știu, dar de data asta o să fiu foarte atent Și o să încerc să rămân fix aici Pe mijloc, fraților Pentru că atunci am ridicat și eu mâna de pe... Nu, no, nu, no, deci efectiv nu pot să o controlez aici Nu merge controlată Uite, știu cum se duce! Mașină nebună Stai pe drum o, oh, mă, păi cum să-mi cumpăr eu așa mașină, mă, că, că, merg cu mașina și mă trezesc în șanț cu ea O, papa! Bun, deci fiți că am ajuns la mega rampă Am ajuns la mega rampa finală Hai să vedem dacă reușește să sară, bă, chiar sunt curios dacă reușește O, pa, pa Hopa, hopa, hop, Penelopa, deci a rămas un pic, este bușită, dar, dar, sare, mă. a trecut de gheara mortală, ajunge, nu cred, nu cred așa ceva, unde cade pe, 700. Bun, o punem frumos aici la 700 pentru că o vid 700, înțelegeți voi. Deci, practic, asta este mașina țânțarului. O punem frumos aici și trecem la următoarea. Nu mă așteptam să ajungă, sincer. Bă, hai să o luăm și pe a doua, să vedem care e faza cu ea și după mergem direct la scuter Pentru că am impresia că scuterul ăla o să fie ce trebuie Adică, pe bune, că e, pare manevrabil scuter așa, un Ia vezi-o pe asta Ia vezi-o pe ce bine stă nu cred așa ceva! No, no, ai, te-ai stricat la final, mașiniță! nu spune așa, bun. Ajunge pe rapă, ajunge pe rapă, ceea ce e foarte important. Bun, o să încercăm să o întoarcem, dar... A căzut, băi, mai dăm o șansă? Hai că mai dăm o șansă. Ia să vedem, nu reparăm că nici pe cealaltă n-am reparat-o, o lăsăm așa cum e și Dumnezeu cu mila. Acum ce se întâmplă, se întâmplă cu mașinița asta. Văd că deja nu se mai controlează la fel de bine sau... Ba da mă, iau tot ce bine stă asta Bine, stă cât de cât așa, dar asta mai bine decât cealaltă De ce să vă mint? Hai să vedem dacă reușim aici să facem o schemă okay. Nu pot să cred că ajungem pe drept Opa, opa, ăsta e momentul Momentul adevărului, adevărăciune Deci dacă asta îi bate mașina lui Țânțaru 700 E forță, dacă se lovește aici problema ei Nu s-a lovit Nu cred tot la 700? Nu! La, la 900! La 900 a ajuns! Bine, a ajuns cam pe la jumate, deci o să o punem exact așa. Deci mașinile vreau să le pun fix una lângă alta, dar în felul, în blocul în care a, a aterizat. Și asta a, a aterizat aici, deci până acum e pe loc 1, ceea ce e super bine, sincer. Ia mă, luăm scuterașul. Ia, uite-l pe scuterescu. Bam și direct printre astea aici mă duc. Haide! Tovarășule Scuterescu, băi zic că cu scuterul și cu motocicleta mă duc Ferrari Atâta, atat vreau să zic, ia, ia l Deci scuterul nu are nici cea mai mica problemă, bă da bicicleta Mamă, pot să-mi schimb pariu? Mamă, mi-a schimbat pariu, bă uite, pun, pun și, pe, și pe bicicleta așa doar de fan Adică nu zic că am câștigat eu neaparat, dar aș pune și pe bicicletă Că mi se pare tare Uite și câtă viteză are 200 de km cu scuterul pe oră Ia bă, nu pot să cred nu pot să cred că scuterul nu ajunge Scuterul mare fail Vai de capul meu Am căzut pe plajă cu scuterul Lângă castelul de nisip Bă bine că n-am dărâmat castelul Dar dezamăgit de scuter Ce facem Curge benzina din el, fugiți! Bă, am găsit aici pe plajă tractorul ăsta și vreau să-l testez, sincer, pentru că mi se pare mult prea tare că am găsit un tractor pe plajă și chiar vreau să-l dau acolo pe rampă să văd care-i faza cu el, sincer. Ia, mă, să vedem tractorașul, bă! Cum se manifestă tractorașul pe mega rampa noastră din bucăți? Bă, sincer, nu-i dau prea mari șanse pentru că scuterul a avut 200 la oră și n-a reușit să sară. Ăsta nu știu dacă prinde atâta viteză, sincer, dar Rămâne bine. Opa, opa. Ia vezi că ăsta s-ar putea să nu mai... S-ar putea să nu mai ajungă ăsta. Sau? Mamă, deci este fix la limite Deci nu pot să... Uitați-vă un pic. La limita, limite e tractorul. Deci nu pot să cred așa ceva. U, e gata, e gata. Tractorul e pa. Nu? E sau nu e pa? Nu pot să cred. Bă, deci îmi dă niște emoții tractorul ăsta. Dar ăsta nu sare departe. Nu sare departe sunt 3 sigur că nu s-a relevat. Deci ce ar fi mă asta să fie până la 1000? Să sară până la 1000. Dacă sare asta până la 1000, nu stiu Ma... Uh, mă, mă tund, uh, mă tund chel. Mă tund chel. Pă bune va zic dacă sare asta, da? Nu sare niciodată, ia. ia. Ia, și nici la primul cauciuc nu ajunge ce aveți, aute câtă viteză Ce ai, mă, tractorul nota 2. Cade! În balcon la femeie aici, aute, bam! Bă, nu o să mai dăm câte două șanse la mașini, așa că o singură șansă la fiecare, bine. Doar dacă sunt foarte aproape, atunci le dau, uh, le dau două șanse. Bă, asta pare tunărită sau ceva. Mă, cum e asta? Bă, ia vedeți ce viteză și asta, gen. Și ce bine stă. Nu că bine, stă extrem de bine mașina asta. N-ai cum așa ceva. N-ai cum așa ceva. Nu te strica la final, te rog, foarte bine. Cred că e cea mai bună mașină de până acum, Pe departe! Haide! Haide! Te rog, nu mă deza... Dezamăgirea totală și supremă în acest moment pentru mașina asta, că și-a pierdut toată viteza și nici măcar la 500 n-a ajuns la linia rușinii! Rușine! Rușine, mașină! Ba, aș vrea să ia una mai din spate, așa, uite... Uite asta, chiar mi se pare că arată interesant mașina asta, e tot albastră ca cealaltă care a mers super bine, așa că o dăm frumos așa de aici, bam, și îi dăm direct viteză fără nicio discuție, fraților, hai să vedem, bă, dar cum s-ar vede din first person dacă am face noi chestia asta, ia, mamă, 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 mi-e frică, nu mă mai din first person, că mi-e frică rău, mi-e frică să nu pierd controlul la ea, să, să, să stric șansa, Muu! Vezi ca asta e Ferrari rău, deci dacă asta nu ajunge, îne puneți nu știu ce să mai zic. Deci pe bune, deci asta ajunge. auto. Uite, uite, Haide, măcar pe roșu du-te. Pe roșu. Haide. Știu că nu cred. Bă, ce aproape a fost. Deci fix aici a căzut aproape de 1000. Aproape de 1000, nu cred așa ceva. Deci mașina asta nu că e Ferrari Lamborghini E locul 1 numai 1 Sunt mereu pe locul 1 O plantăm frumos aici Bam și mergem la următoarea mașiniță Bă văd că au început să fie bune mașinile Sincer Bă dacă am luat scuterul Luăm și bicicleta nu? Hai pe biciclete o, pa, Stai coștini nu sări gardul Că în partea aia n-avem rampă Bun ne dăm frumos cu viteza Și sper ca bicicleta să ajungă măcar la rampă Opa, ia vezi că bicicleta e bine, ia Putem sări cu ea? Nu sare mă, nu vrea să sară Hai mă sari Nu vrea să sară, aia e, da Mergem așa, bă, deci dacă ați mers vreodată cu kilometri pe oră cu bicicleta Nu sunteți sănătoși, Ata vă zic Deci mi-ar fi frică Rău de tot, nu poți să dai fără sper să la bici apa, da, da, uite Mamă, frate Haide, haide, haide Haide, Hai bicicletă, haide! Bă, măcar a ajuns la final. Nu ajunge, bă. Nu ajunge. Dar ne aruncă de pe bicicletă. Gata, ai care ajunge primul jos, bicicleta sau eu? Bicicleta sau eu? A ajuns bicicleta înainte. Poliția! Ok, luăm mașina de poliție. Asta a fost un semn. Dacă tot am primit semn de la mașina de poliție, girofarul și viteza Ferrari. Mașina numărul 93 ca de fiecare dată pentru că nu schimbă numărul, mereu rămâne numărul 93. Aveți că mașina de poliție e cam greu manevrabilă, gen. Bă, având în vedere că celelalte mașini au mers din prima, uh, celelalte, unele din ele au mers în prima, o să-i mai dăm o șansă mașinii de poliție pentru că, na, am mai dat șanse și cred că la toate care cad aici pe drum o să i mai dăm o șansă că așa mi se pare frumos și corect, sincer, nu știu, asta e părerea mea, dacă sunteți de acord bine, -ă, chiar sunt curios dacă mașinița de poliție este ce trebuie, bă. Dacă noi fugim pe aici cu, cu mașina aia albastră pe care am dus acolo, nici nu știu cum se numește. O să mă uit. Uh, dar dacă noi fugim cu mașina aia de poliție pe aici, Poliția ne mai poate prinde, să știm dacă venim pe aici și ne facem un obicei, bă, dar nu, asta e greu, controlabil, auto. Ne auto cum face, bă, măcar să ajungă, bă. Dar nu, n-ajunge, n-ajunge, am sărit direct că mi-e frică de mașina de poliție, bă, ia. Oare ajung în apă acolo? Bă, scuriez dacă ajung în apă să cad ea. Ajung, bă! Skydiving! Direct Am ajuns în apă, dar după ce am căzut cu capul de pământ, gen, asta e ok. Ia, mă, să luăm... Bă, o iau pasta supersonică, a? Nu, o pasta o las. Pastea două ultime, le las ultimele, bă, că aia portocalie și aia supersonică mi se par prea șmechere, gen. Adică, pe bune, cred că cine mai tari mașin, Bine, pe lângă camion, pe care, cred că o să-l iau, bă, cred că o să-l iau, dar să mai iau două, trei de astea supercar. Să le vedem cum, cum funcționează. Vezi că asta funcționează ca lumea? Atâta că își pierde controlul, dar nu-i problema că controlul este în mâinile noastre. Uite așa, fără mâini. Ce ai, Mamă, să nu las niciodată mâna de pe volan ca să văd ce se întâmplă. Accidentul, bă! Ei mai dăm o dată că mi-am luat eu mâinile așa de pe volan ca ultima paletă, dar nu mai gata. La viteză maximă eram, adică despre ce vorbim, dar nu e bine să iei mâna de pe volan niciodată, asta e clar. Ni să bei apă ai voie. Uite, mă, și prinsese în bine atunci, bă, și iau la mâna ca paletinu și acum nu mai prin bine, bă. Bă, nu știu de ce, eu am încredere în mașina asta și îmi pare rău că mi-am bătut joc atunci de șansa aia cu ea. Și de -aia am acordat și o a treia șansă pentru că Probabil o să ajungă, dar nu, bă, că e greu controlabilă, bă. Să controle. Opa, opa, stai că aici putem face o Ok, ok, gata, am făcut schema, am făcut schema. Hai, acum, acum merge. Acum merge, hai. Hai de mașiniță, știu că poți. Știu că poți. Nu! Nu, te rog. Nu, așa, bun, bun, bun. Nu, nu, ușa, pa ușa. Ok, am avut și ușa. Bă, nu, vreau să mă sucesc repede. Nu! Nu te rog. Bun, bun, bun. Vezi că a rămas bine. Haide, haide. Demonstrează la toată lumea că nu ești o mașină slabă ci ești o mașină grasă. Hai, mașina grasă. Nici o șansă, mașina grasă, bă. Dar totuși, totuși, poate ajunge la 500? La 500? Opa! Opa! Bă! A ajuns, bă, la ăsta. Uite, a ajuns aici și o să o punem, dar mai în spate un pic. Uite aici, în clasament, pentru că, practic, ea a ajuns, da, na, cam pe la jumate, așa, dezamăgit, sincer, dezamăgit de ea, dar n-am ce să fac, dacă am luat mâna de pe volan, da, e, frate. Bă, hai să facem loc aici, pe partea asta, pentru mastodontul ăla, că vreau să-l iau. Deci iau torno după iau pe aia Portocalie și după vin cu mastodontul Dontistu. Ia, mă, Zentorno, sper să fii locul 1. Dezamăgirea totală de la Zentorno! Se întorno ce se întâmplă Închide ușa, așa Haide Se întorno am pretenții margin Ok Ok Destul de bine se întorno până acum Destul de bine se întorno până acum Haide, știu că Mamă, și-a pierdut toată viteza Pe care a acumulat -o toată viața Se întorno asta. Bun, ok, o să plecăm tot de aici O să plecăm tot de aici Pentru că deja e la a doua șansă se întorno Hai să vedem dacă ajunge, bă Hai să-l vedem, bă, frate. Zentorno, te rog eu frumos. Am pretenții de alea la tine. Pretenții. Am pretenții. Domnul Zentornist. Te rog frumos. Asta nu ajunge, mă, departe. Nu ajunge departe. Asta mai slabă mașina asta. Nu pot să cred așa ceva. Zentorno m-a dezamăgit din toate punctele de vedere. Din toate punctele cardinale m-a dezamăgit. Mai în spate e decât aia. E mai în spate. E cam pe aici. Doamne, ferește Zentorno. Rușina rușinii Rușinică fără frică ești domnule Zentorno Îmi pare rău de tine Dar o să-ți dau foc Dacă am cu ce Gata o să-i dăm foc la, la, Zentorno Punem frumos benzină Hai că-i dăm foc dacă e Ia să vedem o mașină pe care noi am pus pariu Auzi da Te rog frumos te ridici și tu Mulțumesc ești un scump pic Ia mă Deci mașina pe care am pus pariu Că va câștiga challenge-ul Electrică! Electricele sunt viitorul, fra... Eu bă. Asta câștigă lejer, bă, e prea ușoară mașina asta. Nu, te rog, nu, nu, nu face din trastea mașiniță electrică, te-am rugat frumos. Te-am rugat frumos. O, papa, bun, 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 am reușit să ne oprim. Ceea ce nu e rău deloc, sincer, haide, haide. Știu că poți. Mașinile electrice sunt viitorul, atât am zis. Hai, Oare ajunge, mă? Oare ajunge? Are viteză mică aici, are viteză mică Dar și-o păstrează, și-o păstrează, hai! Hai! Nu pot să cred s lovit de cauciuc, direct mă arunc din ea Nici nu mai vreau a doua șansă pentru ea Mă arunc din ea, uite-o și tu cum cade Bubuie măcar Nici mă, a căzut în picioare ca pisica Gen, despre ce vorbim Mașina asta e nebună, bă Bă, pentru că a căzut în picioare O mai luăm o dată, bă, la test Că a căzut în picioare, merită, respect Ia să vedem, bă, fraților, bă, dacă merge Haide, nu pot să cred Opa, 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 vezi e bine, vezi e bine Dar nu, bă, nu prinde mai multă viteze Gen asta e toată viteza ei de mașină electrică Atâta poate, ce poți să-i faci? Ia că ne dăm mai pe spate, mai pe alea Nu, nu reușește, nu, la fel În aceeași poziție mă arunc și, și pa mașina Bă, deci dacă cade iar în picioare Înebunesc, efectiv, ia Chiar sunt curios Bă, nu știu ce e cu mașina asta, dar de mereu un picioare, e, e mașina nebună, gen, sau nu știu care e faza. Momentul mult așteptat, camionul cu că... <laughs> V-am făcălit. Bun, ia vă să vedem, Bă, are moloz în el, e greu. S-ar putea să... Bă, s-ar putea să fie greu și să rămână bine pe, pe rampa noastră. Ok, sare, din el, sar chestii din el, chiar dacă are plasele deasupra acolo, văd că tot s-ar chestii. Dar rămâne bine până acum pe rampa Chiar foarte... o oh, nu, nu, te rog Nu, domnule camion de gunoi, te rog Bă, vezi că camionul face niste scheme Are niște scheme pe el Niste scheme pe lângă el Îl mai dăm o dată Bă, uitați-vă, el e strâmb S-a strâmbat camionul S-a strâmbat remorca Bun, deci camionul ăsta nu o să mai fi niciodată ce a fost Asta e clar, dar hai să vedem dacă mai, dacă mai stai aici pe drum Băi, aș vrea să meargă drept atât, deci nu vreau, deci nici măcar nu prea apăs stânga dreapta apăs să de dacă îl văd că se mișcă și eu, de, de exemplu acum apăs, vedeți? Da, nu, no, n-ai cum, bă, dar e fiți atent, că el tot cădea de acolo, hai să-l punem pe drum drept Să vedem care e situația, bine, nu aici că, na, acolo n avem nicio șansă De aici, așa, ia să vedem, haide, ajungi și tu până pe hâșgeonule? Atât am vrut, hai camionule, știu că poți Hai camionule, hai cu viteză Ajunge mă. ajunge, ajunge Bun, gata, și sare mă Sucură, ăsta nu cred că ajunge la al doilea cauciuc Pe primul s-ar putea să-l treacă Dar la al doilea nu trece E așa zic, ia să vedem Ia să vedem și A trecut prin al doilea A sărit ca mașina electrică chiar mai bine Am căzut din el Am căzut din camion ce părere aveți despre căzutul din camionul cu, cu, cu gunoi, mă, cu gunoi, ia, ia, merge, da, nu mă, că n-ai ce să mai sari de aici, da, noi o să sarim că suntem nebuni, ia, gata, săritura, strigați, ura, ne aruncă din el și vreau să văd dacă cade și ăsta în picioare, chiar sunt curios, ia, s-a dus, s-a dus, cade în picioare, mă, ia, rămâne în picioare, rămâne și ăsta, mă, nu, nu rămâne, ia, uite, l căzut, mama, dacă cădea în cap la un om, păi de capul meu, Ok, luăm ferrari care arată ca buletul, mamă, buletul, bulet, ia mă. În ăsta am încredere, sincer, că ia uite-l cum ia uite cu ochii roșii pe spate, cu alea. Ar trebui să fie o mașină care va sări departe, sau cel puțin să fie acolo în top 3, că, sincer, arată top 3 mașina asta. Bun, destul de ok manevrabilă până la un punct, na, că se întâmplă, punctele astea cardinale, ce să le și faci. Bun, încerc să o, să o pun cât de cât pe poziție așa, că oricum îi mai dăm o șansă, asta e clar că merită, merită șansă, n-am ce să zic, iau uite cum a căzut. Hai mă să te vedem domnul buletul, bă încerc să-l pun pe mijloc așa, bă e pe mijloc, Deci e pe mijloc. Uite el schimbă traiectoria așa, cam ca hâțjonule, ia uite-l, ia uite-l cum se schimbă. Dar, dar sta ok, sta ok, sta ok, bun, de data asta e mai bine. E mai bine decât data trecută, clar Bun, haide, haide, știu că poți, știu că poți Vezi că a rămas bine, rău A rămas bine, rău, 230 km la la salt A sărit perfect ah, Intră în top 3, intră în top 3, e pe locul 2 Pe locul 2, bun, deci cam asta e linia Uite aici a căzut unde este asta așa Bun, și o să mergem cu spatele pe linia asta deci e pe locul 2 mașina asta până acum Topul nostru e cam bine aș putea spune Nici o mașină până la 1000 până în acest moment Deci cam asta e linia ei Bun Până acum avem niște mașini care au trecut mai departe Să ne avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 mașini care au trecut mai departe uh, Bă nu știu ce să zic O să le și tunăm Probabil pe mașinile alea Ca să vedem Care șanse care șanse Că ele tunate Că poate ajung mai departe Sau ceva Cine știe Bă hai să luăm și motocicleta da? Și m-am gândit mai bine O să tunăm top 5 Deci top 5 O să fie tunat Ca să fie treaba bună să vedem care e diferența Hai să vedem dacă motoscârța asta ajunge și ea în top 5 Pentru că da, putem controla și putem uh, tuna și motoscârțele pe la motor și pe la astea Ceea ce mi se pare super șmecher în GTA că poți tuna motorcicleta Bun Destul de panicat sincer la fa... Nu pot să cred că a căzut, bă Pă bune Wow. Bă, motocicleta am reparat-o și mi-am pus și casca că ați văzut ce se întâmplă Am reparat-o pentru că e și eu un fumălău un negru din ea de am zis că nu mai ajung cu ea până la final acolo Așa că hai să vedem, bă, eu în asta, eu asta cred că o să fie top Asta cred că o să fie cea mai bună Motocicleta Nu știu, zic eu așa că o părere de medic profesionist nu, deci n-ai cum cu, motorul ăsta, te, te mai efectiv Ok, o să încerc să-i dau de isa, să vă, văd care e situația Că Acolo cade, bă, nu prea am ce să-i fac Bun, bun, acum a rămas Sper să nu mai cad, aici parcă cădea mereu Nu, 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 mai în spate cădea Bun, și hai să vedem, o fraților, dacă e bună sau nu Motocicleta la ceva Ok, ok, a sărit Și Nu cred Bă, locul Motocicleta pe aici e Pe aici e Motocicleta, nu cred așa ceva Vezi ca e bine ră motocicleta, bă! Mai dăm încercare cu motocicleta să cadă direct acolo pe rampa, aș vrea Pentru că a fost mult prea OP Adică mult, mult, mult prea OP a fost motocicleta, ia! Haide, haide, haide! Bun, asta ca că a căzut acolo, e că au mai căzut mașini acolo Nu cred așa ceva, am pus și frână! Am pus și motocicleta top Motocicleta locul 1 nici măcar nu o mai tunăm, o lăsăm așa pentru că deja sare prea mult o punem aici la loc de cinste cinstită Bam fix în față, că ea se ducea mult mai în față, se ducea până h Să asta e clar Dar hai să vedem Bine, motocicleta nu o pune, O punem în top, e locul 1 Dar ăsta e locul 1 la mașină, Gen aia e motocicleta, înțelegeți mă, motocicletele fac chestia aia în aer Și de a prind mai multă viteză Dar a trecut, asta e bine Scuterul n-a reușit, și nici bicicleta Ok, mai avem două mașini Mașina asta și mașina e bionică din spatele acolo Care, sincer, eu cred că e cea mai bună mașină Gen, mașina, nu motocicletă Gen, Hai să vedem Bă, și asta pare bună, dar cam greu de controlat, sincer, sau nu? Sau nu? Bă, până acum m-am descurcat cu ea, nu pot să zic că este opac, este mașina asta Dar s-a lovit, a pierdut viteză, ajunge până aici, putem sări, dar nu știu dacă sărim cum trebuie Sau? Sau ia vezi că își cam ia viteză, ia, săritura, Saritura supremă Și Mama nici măcar în top, mă La egalitate cu asta Nu știu ce să zic De aici până acolo, departe Gen în top, ar fi greu Așa că nu cred că ajunge în top O punem direct aici pe asta că Să deschide ușa ciuda și nu-mi place Ia să vedem, super supersonica asta nebună Ia, cum se numește? Ocechilot, cetah Cetah Ia mă, să vedem Citahu Citahule Hai să te vedem, domnul Citahu Bun, bun Ok, până acum a fost foarte rău Foarte rău, Citahu Foarte rău, nota 1 Hai bă, știu că poți, domnul Citahu Știu că, o baba, stai că am căzut pe hartă Doamne Haide, domnul Citahu Te rog Hai mă, dă Ferrari dă viteză. Bă, deci nu pot să cred așa ceva, nu, că îi dau direct de aici, că cade pe Mi-a căzut jumătate de pe stradă. A rămas să e mai ușoară acum, asta trișează mașina asta că e mai ușoară. Și acum ajunge mai departe. Hai că ajunge dacă e. Mi-am pus speranțe de degeaba, sincer. Degeaba mi-am pus speranțe în Ia mă cum face. Ce ai mă frate, că asta sare de pe hartă, bă. Sare de pe hartă, e prea nebună mașina asta. Nu pot să o controlezi deloc, efectiv, deloc, deloc, ia. Să o vedem de aici dacă sare, dar nu cred că intră în top 5, sincer, nu știu, asta e părerea mea, hai să o vedem. Hai să o vedem. Și top 5 sau sal? Top 1, ultima, ultimul loc. Hai că nu e ultimul loc. Și? Vezi că e top 5! Aici a căzut. Acum sunt în față la asta E pe locul 3 la mașină Deci merge la tunat asta Deci mașina asta merge la tunat Fără nicio problemă Și avem așa top în felul următor Mașina asta care e cea mai nebună De până acum hâșgionule uh, Buletul uh, Citahu Dubioasa asta care sincer nu prea mi-a plăcut Și Zentorno întorno. Uh, da, nu știu ce să zic pe -aia v am zis că nu o punem în top Uh, paste de aici o să vreau să le arunc Pentru că nu le mai vreau niciodată Nu mai vreau mașinile astea în viața mea, gata Le arunc de pe rampă pentru că, bă, de fapt nu, uite, le pun aici una lângă alta Pentru că toate au fost pe, la limita de 500 gen Și pastele luăm și le tunăm pe rând, să vedem dacă există sau nu performanță Și prima dată o luăm asta că e pe ultimul loc O să sărim cu toate mașinile exact de aici, de pe rampa asta de sus Și i-am dat, mașina este tunată la maxim, mai mult de atât nu merge Se și vede oarecum o performanță în... în cum merge pe șosea și cum să așează pe drumurile astea publice, nepublice Deja a început să facă figuri la control la astea Dar a rămas, a rămas, a rămas Bun, 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 sper să nu cadă aici Sper să nu cadă dacă cade O punem noi frumos pe drum Și îi dăm de aici, așa vom face cu toate mașinile îi dăm de unde cade, de unde rămâne Pentru că nu le mai acordăm a doua șansă În momentul în care ele sunt și tunate Și ale ar trebui să fie mult mai performante Asta e clar Ați văzut de unde am luat-o cu toții? Hai să vedem dacă reușim cu ea tunată Bă, dar niciodată nu m-a lovit chestia aia Nu știu care e faza Vezi că ajunge bine pe roșu Mamă, vezi că a ajuns bine rău Bun, deci o pune, le punem pe partea cealaltă Dacă au progres, așa În felul ăsta Deci a câștigat ceva Vreau să văd dacă se schimbă topul La mașinile astea după ce terminăm Deci, da a sărit bine, aproape de, aproape de 1000, n-am ce să zic, a sărit la 900 Aceasta este următoarea mașină, dă frumos o reparare Ia să vedem, bam și un tuning și mergem chiar direct sus Mașina asta era cam pe la jumate la portocaliu, așa că hai să vedem unde ajunge pfister pentru că așa se numește mașina asta, Pfister Haide, Domnul Pfister, te rog, mergi Ferrari Vezi că se ține bine Pfister, nu am ce să zic Chiar tot respectul din, uh, din Malezia pentru el Nu pot să cred că aici te-ai dus Pfister Nu pot să cred că aici la final te-ai dus Pfister Domnul Pfister Bun, o să îl dăm mai de sus un pic Că nu putem să ne batem în joc chiar așa de mașiniță Îl pune de aici, hai să vedem Pfister, nu mă dezamăgi a doua oară Te rog eu frumos Fii, Fii mașină de bărbat adevărat Și mergi direct la motocicleta Acolo ar fi tare să ajungă la motocicleta, Sincer să drume motocicleta Ia Mamă ce la limit a fost asta Nu pot să cred Ajunge Ajunge Bine Pfister A căzut fix aici unde, unde sunt roțile Să înțelege da Adică Fister e Pfister, n-ai ce să sunt șanse ca mașinile astea antetunate să sară peste motocicletă. Mamă, frate, se întâmplă lucruri, bun, mergem la următoarea, care este asta. Asta, ultima mașină, băi, deci a ajuns de aici, deci aici era, până acolo cu tuning. Și asta la de aici, se cam de acolo, până acolo, vezi că asta a avut progres mai mare, mi se pare. Hai să vedem poasta ruptă în trei bucăți Bun, hai să vedem și mașinuța asta era la sfârșitul liniei portocalii Asta e clar, asta știm foarte bine, am văzut cu toții De acolo am luat-o, am tunărit-o la maxim și pe asta Hai să vedem dacă bate Pfisterul Bă, Pfisterul sincer m-a impresionat, de ce să vă mint Bun, bun, bun Dacă s-a lovit aici nu este tragedie, o putem controla până jos o putem controla. Este prima mașină până acum la care n-a fost nevoie de intervenție. Nu a fost nevoie de intervenție asta, e un punct în plus, sincer, din punctul meu de vedere e un punct în plus Nu, nu te lovi, nu, s-a lovit, s-a lovit, a pierdut din viteză, vom mai sări o dată cu ea pentru că a, a pierdut din viteză Și nu nu mi se pare corect și o să o și reparam pentru că merită să fie și reparată Sper să nu se mai lovească de data asta mașina, haide, 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 nu te mai lovi de ăla, trebuie să iei mai pe centru ca să nu se mai lovească să... Uite, fix. Așa, gata, e perfect. Acum sare perfect. Haide. Haide. Bate, mă, ceva? Bate ceva? Nu cred. Bă, un pic mai în spate decât se întorno. Un pic mai în spate. Uite, aici este, aici este linia unde s-a lovit. Deci este un pic mai în spate. Deci, te merg cu roata fix pe linie. Deci, cam așa venite, venit. Uite, pe linia asta de aici, gen, ok? Deci un pic mai în spate decât Zentorno O să o punem un pic mai în spate Gen la roata lui așa Pentru că așa e top fraților N-am ce să fac Sincer Asta n-a avut progres așa mare la tuning De ce să vă mint Hai să vedem locul 2 Care este aproape la jumătatea roșului Adică practic mașina asta A sărit cât a două Fără tuning Hai să vedem dacă reușim să scoatem ceva mai bun din ea cu tuning Domnul Buletul, hai să te vedem Tunat la maxim, cum va am obișnuit ca e bine Haide, să de turbine, ciu. Ia Aici nu să mai aude, băi, vreau să aud turbina, băi Ia uzi Haide, vă. Nu cred așa ceva Buletul Domnul tovarăș Buletu Opa, opa, Ia mă că-i dăm așa, oricum îl întoarcem dacă nu sare cât trebuie, dar hai să vedem Hai, 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 hai Oooo, a fost ajutat de natură Nu cred A fost ajutat de natura naturalistă Bum, Bă, sincer, a sărit până aici, dar vreau să mai sar o dată cu el, că l-a și lovit, s-a și răsturnat, e na, cam greu de, de estimat, dar a sărit destul de bine. L-am reparat și am plecat, fraților, hai să-l vedem. Domnul tovarăș Buletescu, haide, știu că poți, știu că poți să treci peste toate obstacolele din lume, domnule Bulet. Hai să te vedem, să te vedem, nu am mai fost lovit de data aceasta și... Ce mă? Ce, mă? Nu știu ce s-a întâmplat, dar nu-mi place ce s-a întâmplat. Acolo a fost ajutat, aici îl punem la rușine, am spart și roata, nu merită, bă. Nu merită că nu știu ce s-a întâmplat cu el. A fost full reparat, despre ce vorbim? Nu mai înțeleg nimica, sincer. Hai să vedem asta, bă. Ultima mașchinetă pe care o testăm și fiți atenți, îi dăm tuning direct aici pe felie și ii dăm un felul următor. Engine level 5! Level 5 la engine! Despre ce vorbim asta are 5 levele la engine? Ia să vedem un pic cum merge. Merge cam bine, aș putea spune, direct sus cu ea la testul suprem. Bun, ultimul test. Hai să vedem, bă, asta mă aștept să sară peste uh, aia, gen peste toată, toată nebunia aia cu cifre și cu alea, să sară peste platformă, să fie șpașpa. -șpa. așa mă aștept. Să fie mai bună decât motocicleta, bă, când e tunată. Dar nu înțeleg, bă, uite, de ce se duc toate, bă. Sunt șpașpa -șpa toate. Ia uite-le. Ia uite-le. Uite, și acum s-a pus bine. O să sărim așa. Să vedem cât poate. Și după o să urcăm un pic mai sus și dăm un pic de mai sus de acolo reparată tot ce trebuie să vedem care e situația cu ea. Dar, la o primă vedere o văd că sare bine. La o primă vedere o văd că sare bine, având în vedere că e. A sărit cam la fel, a sărit cam la fel, n-am ce să zic, dar trebuie să o punem de mai sus să sară. Cam de aici zic că e suficient dacă și-a viteză, așa că hai să vedem mașinuța asta, dacă e în stare. Bun, bun, bun! Perfect, nu că bun Deci perfecțiunea în mașinată, nu într-o Că mașina nu are trup gen Dar, haide Hai mașinuță, hai Hai Nu pot să cred Dezamăgirea totală Bă, deci Fisterul este cea mai bună Mașină în acest moment Și noi vom detona Toate celelalte mașini pentru că nu avem nevoie de ele Bine, motocicleta o lăsăm că n-a. Dar fisterul este pa Le aruncăm pe toate în aer Alea cred că o să explodeze toate trei Dacă aruncă o grenadă în ele, ia Bine, dacă le și nimeresc genul să bubuie toate trei Da, cam asta a fost episodul -așa, Nu uitați să dați un like și să vă abonați Și până data viitoare, v pe toți, pe toți, pe toți chiar pa. șpa, șpa bum, fisterul a bubuit și el